Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la ProSport Live, la această ediție specială în care discut cu Narcis Răducan. Salut, Narcis! Bine ai venit! Bună! Narcis a fost campion cu Steaua, de asemenea ai câștigat trofee și cu Rapid, ai jucat și la FC Național, o echipă importantă în acea vreme. Ca să aducem aminte doar de performanțele tale de jucător, sigur, după aceea tu ai avut și o carieră respectabilă în managementul din fotbalul românesc și probabil că vei continua și pe această cale. Cea mai veche amintire pe care o am eu cu tine este dintr-un meci din Champions League. Ghencea, seara, serie care nu se mai repetă, din păcate, acum. Odată că nu mai vedem o fotbal la nivel înalt în Ghencea și odată că nu mai vedem vreo echipă românească în Champions League. Când vom mai trăi așa ceva? Nu știu, trebuie să se întâmple multe lucruri. Nu intru în categoria celor care spun că niciodată nu vom mai fi acolo, că nu se știe. Contează foarte mult contextul economic, că până la urmă de aici pleacă totul. Dar pare destul de departe ziua aceea. Repet, depinde cum ne organizăm la nivel național în următorii ani. Și cluburile, dar și sub paravana așa federației și acestor instituții care conduc fotbalul. Gigi Becali, de exemplu, spune că el se pregătește pentru Champions League. Preluăm cumva formula faimoasă a finului lui Cristi Borcea, care cerea în urmă cu mai bine de 20 de ani să fie lăsat să se pregătească pentru Champions League. Gigi Becali spune că odată cu câștigarea campionatului pe care speră să o realizeze după 9 ani de așteptare în acest sezon, ținta pentru el ar fi Champions League. Ți se pare o țintă realizabilă odată să câștige campionatul și apoi și acest vis care nu s-a mai împlinit? Sunt iarăși foarte mulți ani de când am ajuns în Champions League, un deceniu. Da, în primul rând este normal să vizezi obiective importante și nu e deloc greșit treaba asta. Și e un mesaj important și pentru cei care lucrează cu el. Sigur că trebuie să fie un dram de realism și de multe ori nu s-au întâlnit cele două, dar eu zic că este în regulă și este o energie pozitivă faptul că periodic anunță un obiectiv atât de măreț. E adevărat, trebuie luat în etape, deocamdată trebuie să reușească prin acest concept tehnic să câștige campionatul după foarte mulți ani și iată că e aproape în acest sezon. Apoi e cealaltă încercare. Mai departe, dacă ne gândim cum s-au reconfigurat competițiile europene, este tot mai dificil, dar iată că mai este o speranță. Ne uităm puțin la Copenhaga, de exemplu, și spunem, poate am putea fi și noi acolo. E adevărat că, dacă analizăm un pic, vedem că nu au ajuns din noroc, acolo nu e singura echipă daneză care impresionează și atunci nu mai e atât de simplu. Dar totuși vine dintr-o lume financiară asemănătoare cu campionatul nostru și am spune de ce nu. Da. Deocamdată însă pare un salt așa uriaș, pentru că noi n-am reușit să ajungem nici în grupele Conference League cu vreo echipă. Corect. În acest sezon. Suntem într-un moment mai rău ca niciodată. Până noi vorbim de Champions League, de strălucire și așa mai departe, dar noi în realitate suntem mai rău ca niciodată. De ce crezi că am ajuns mai rău ca niciodată? Da, e un diagnostic dur, dar e un cumul de decizii neinspirate, de dezorganizare. Cam aici s-a ajuns, pentru că, sigur, în principiu totul pleacă din raportul bani investiți cu obiective accesate. Peste tot în lume și, nu întâmplător, cele mai importante 20 de cluburi își au locul în Champions League. Dacă era o altă rețetă, vedeam mult mai multe echipe, precum Copenhaga, acolo, în sferturi, în optimi și așa mai departe, în grupe. Nu, este un raport foarte clar și mi se pare și normal în ceea ce privește investiția și apoi mai departe câștigurile. Sigur că nu e suficientă nici investiția, pentru că dacă ne uităm la bugetul unui club din Turcia, de exemplu, Galatasaray sau Rusia, înainte de război și mai sunt câteva țări, vedem totuși că nu accesează. Înseamnă că pe lângă partea financiară trebuie să apară și să dubleze și organizarea acelui club și strategia clubului, infrastructura și așa mai departe. Deci iată că sunt cel puțin două lucruri pe care noi nu le avem în acest moment. Cel puțin nu le-am avut în ultimii 10 ani.
În condițiile astea e hazard ca să ajungi acolo, poate doar un antrenor de excepție care reușește o campanie reușită, genul cum a făcut Dan Petrescu la un moment dat sau Regencamp la un moment dat, dar mai degrabă sunt surprize și nu... Ai dat numele unor antrenori care au avut succes cu echipe românești în cupele europene. În Gigi Becali nu crezi? În flerul lui de antrenor care să aibă succes din nou în cupele europene? El zice că mereu s-a comportat așa. Adică cumva vrea să transmită ideea că și succesele pe care le-a avut echipa pe vremea când se numea Steaua sau ulterior când s-a numit FCSB, mi se datorează și lui și din punct de vedere tehnic, nu doar eu lui financiar. Nec toate aceste lucruri și toate calitățile, pentru că am și lucrat cu dânsul de două ori și are niște calități pe care oamenii de fotbal nu le au. De exemplu, capacitatea asta de a negocia, de a supralicita un produs, are și avantajul că e produsul lui, pentru că una e să promit ceva, telefonul tău să ți-l vând și nu știu când să mă opresc și una e când e al tău și efectiv poți să te joci cu negociatorul. Și ăsta e un avantaj important pentru el. Apoi, sigur că el are și foarte mulți bani, pentru că dânsul zice că n-a intrat în insolvență, dar în condițiile în care ai, să zicem, o datorie de câteva milioane de euro, alte cluburi intră în insolvență. Dânsul, pentru că are alte sute acasă, nu va intra în insolvență. Deci are niște avantaje și nu sunt deloc de neglijat. Deci eu cred că în ceea ce privește negocierea și partea asta, repede, supralicita un produs este de neegalat. Pe partea tehnică, aici, sigur, calitățile lui sunt limitate, dar nici astea nu sunt neînsemnate, pentru că dacă pui un om să facă 20 de ani același lucru, cu timpul, sigur că ar trebui să priceapă unele. Adică hai să ne apucăm de o meserie amândoi acum și în 20 de ani să vedem unde ne aflăm. E posibil să ajungem la un nivel. Cred că există o limită, nu neapărat din capacitatea dânsului de a înțelege fotbalul. E vorba de prezență. Adică fotbalul s-a demonstrat că trebuie să fie acolo, ca antrenor, pentru că sunt parametri care iei doar tu personal de acolo. Înțelegi? Și aici cred eu că are un dezavantaj și tot timpul va avea. Nu pun pe nu în spate, contează mult și parcursul celorlalte echipe, pentru că sunt sezoane în care celelalte echipe trec prin momente delicate. Iar el este liniar. În ultimii ani face fix același lucru. Dacă prinde într-un an când cele două mai importante candidate rătăcesc, poate lua și campionatul. Dar nici de cum nu este un cocem de care poate rivaliza cu top 20 echipă din Europa, așa cum am spus. Pentru că există o limită, repet, față de fișa postului pe care dânsul o propune. Tu ai lucrat de-a lungul timpului și ca jucător și în management cu patroni de poveste din fotbalul nostru. Aș începe cu Dumitru Sechelariu, Gigi Becali, de care am vorbit, de asemenea la Astra cu Ioan Niculae, la Unirea Urzicenie cu, ajută-mă, cu Bucșaru, Dumitru Bucșaru. Dumitru Bucșaru, da. Dumitru venea, numai îmi venea Bucșaru. Da. Îmi venea numai Elena Udrea în cap, când mă gândeam la Dumitru Bucșaru. Și așa mai departe. Cu Adamescu la... Cu Adamescu la Oțelul, da. La Oțelul, da. Cu Costel Bobic la Focșani. Cu cine a fost, să zicem așa, mai dificil sau, nu știu, mai... cu Gigi Becali sau... Nu știu, dificil. Nu au fost probleme de genul să ne certăm. Eu sunt un tip destul de echilibrat și am găsit de fiecare dată calea de comunicare, dar au fost multe situații dintre cele enumerate în care n-am reușit să-mi pun punctul de vedere. Dar n-aș putea face un clasament, că nu sunt nici de cum monștri. Sunt oameni care au făcut afaceri exact pe stilul ăsta de muncă și l-au adus și în fotbal, l-au importat. Cu oamenii cu care merge, sigur că reușesc. Eu, în multe situații, de aceea am și plecat de multe ori, sigur că am fost contestat de faptul că au fost situații în care am plecat după câteva luni, dar am realizat că nu pot, efectiv, nu găsim o cale de comunicare. Și nu, ne-am certat, ne-am despărțit și asta este. Dar toți acești oameni au făcut câteva lucruri în viață și aveau și lucruri pozitive. Mi-aduc aminte că Dumitru Sechelariu chiar pierdea jucători, a pierdut în favoarea lui Gigi Becali niște jucători importanți în echipa lui de la Bacău. Tu n-ai fost pierdut la cărți sau la table? Nu, eu chiar am fost vândut de vreo 3 ori pe bani mulți. Eu eram cel care, cum trimis porumbelul ăla, știi? Îl vinzi și după aia vine înapoi acasă și nu mai vinzi odată. Da, așa da. Făceam eu cu...
Da, noi ne pricepem la așa ceva, pentru că ne vedem că trimitem și în străinătate jucători, după aceea se întorc, îi mai vindem o dată, nu știu. E așa o atracție a unor cluburi față de... Noi, uite, mă gândesc la cei de la Brighton. Și-au luat o țeapă cu Băluță și acum au venit cu aceea sumă și au dat-o și pe Mazilu. E adevărat, asta nu e semnul cu care putem să ne mândrim cu comportamentul din ultimii 10 ani, să spunem, 15 ani a fotbaliștilor noștri. Da, mai degrabă este riscul să nu reușească în momentul acesta jucătorii care pleacă în străinătate, pentru că există o statistică și statistica este tot mai importantă în sport și în fotbal, pentru că fotbalul s-a industrializat, este o formă de a câștiga bani și atunci matematica își face tot mai important locul în fotbal, iar statistica asta este și la îndemâna echipelor de afară. Dar nici nu cred că putem generaliza. Eu sunt convins că va veni momentul în care vom găsi cheia astfel încât să reușim și în străinătate, pentru că este o întrebare la care încă nu a răspuns nimeni din fotbalul nostru și n-a răspuns cu fapte, că așa, la nivel verbal, cred că toți avem o opinie legată de treaba asta și eu mi-am făcut o opinie, pentru că lucrez foarte mult și cu tinerii, dar încă nu reușim să o implementăm. Întorcându-ne la experiența ta de început cu Dumitru Sechelariu, cine, Baciu sau Goian, Lovin, cine fuseseră pierduți la cărți sau la table în favoarea lui Gigi Becali? Nu știu, au fost mai mulți jucători, era o legendă cu treaba asta, dar îți dai seama că la ora la care se disputau partidele nu aveam noi acces și n-aș putea să spun cu exactitate. La un moment dat, într-adevăr, era o emoție în vestiar să nu fim pierduți la echipe mai slabe, precum Bacău, și toată lumea se ruga, dacă tot pierdem, măcar să câștigăm, conform reclamei. Da. Cum era cu Dumitru Sechelariu? El a fost un personaj excentric, da, era un tip special. Pe mine m-a iubit și foarte mult, și datorită faptului că, repet, eram un produs vandabil și resigilat. Apoi, prin stilul meu de joc, probabil că tot timpul... Adevărul că erai un jucător spectaculos care lua ochii. Da, și atunci am fost așa, ca un copil al dânsului, și am avut o relație foarte bună. Sigur, sunt multe lucruri din acea perioadă, dar gândește că au trecut 25 de ani, adică lumea s-a schimbat, dar el avea un stil special, într-adevăr. Mi-aduc aminte de un moment în care s-a hotărât să dea cărțile pe față, că tot vorbeam de cărți, să spună despre faptul că s-au întâmplat în fotbal niște nenorociri și el vrea să dezvăluie lucrurile acestea și să existe un moment zero. Se tot vorbea despre momentul zero în acel moment, era o expresie la mare modă în fotbalul nostru. Și era sala plină de jurnaliști acolo la Bacău. Și antrenorul la Bacău era fantasticul Florin Halagian, un alt personaj memorabil. Și Florin Halagian a avut o inspirație incredibilă. Mergea un televizor acolo, sau era un televizor acolo, nu știu dacă el l-a deschis sau era deja deschis, dar s-a dus și a dat volumul la maxim și Dumitru Sechelariu nu se mai înțelegea, adică jurnaliștii nu puteau să mai înțeleagă clar Ce spune Dumitru Sechelariu, ce dezvăluiri face, pentru că Florin Halagian a dat volumul la maxim și nu se mai auzea ce spunea omul acolo. La bruiat. Spovedania lui nu se mai auzea. Da. Bine, Florin Halagian, pe lângă faptul că era antrenor, am impresia că era și unul dintre jucătorii de la masa de miezul nopții și atunci avea un statut special. Și, într-adevăr, era unul dintre cei mai importanți antrenori ai momentului în fotbalul nostru. El a fost un personaj special, a fost cel mai tânăr antrenor campion în istoria României. Reușea să câștige campionatul cu FCA Argeș la începutul anilor 70, când avea 30 și un pic de ani, 31 de ani sau ceva de genul acesta. A fost ceva extraordinar. Da, avea metode simple, dar cu care rămâneai. Adică îți imprima niște principii în cap. Focul la ei era o astfel de... Focul la ei, sigur, așa cum îl spunea el, dar la un moment dat, bine... Acum nu mai e focul la ei, că s-a schimbat. Guardiola a adus focul în casă cu tactica asta de a pasa în careu de 16 metri. De se ard mulți cu tactica asta, păi, pentru că ei încearcă să-l copieze pe Guardiola, dar cum vezi, să ai cei mai buni fotbaliști din lume ca să faci ceea ce face el. Și asumă multe riscuri. Mai,
mai fac eu asemănare cu circurile celebre din lume, circul din Moscova sau eu știu, din chinezii sau cei care sunt cei mai buni din lume, care execută exerciții foarte periculoase fără protecție. Noi vrem să facem fix același lucru, dar nu avem aceeași pregătire. Noi, mă refer la cei din valul 2, valoric din fotbalul mondial, și tot mai mulți antrenori cad pradă. Sigur că e mai spectaculos, e împrumutat poate și din futsal, din mini-fotbal, dar e dureros uneori. Dacă nu ai... Ai lucrat cu Florin Halagea, nu? Sigur că da, la Bacău, da. 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 A fost special. A fost special, nu? Da, da. Da. Era foarte bine cotat, deși trecuseră foarte mulți ani, era în continuare foarte bine cotat și căutat de patronii de cluburi. Da, ți garanta un anumit succes. Până la un anumit punct era foarte eficient. Dar sigur, cu metode specifice în momentul. A fost foarte aproape să oprească acea supremație a voastră. Că ai fost la Steaua, ai fost de două ori campion cu Steaua. De trei. Trei ori, pardon. Da. Și Steaua a câștigat atunci 6 titluri la rând și el a fost foarte aproape în 97 să oprească această serie. Da, era foarte bun, avea un sistem relațional foarte bun. Era important în acele vremuri să ridici capul dincolo de vestiar dacă vrei să ai succes și el stătea foarte bine la capitolul ăsta. Am povestit, am amintit și de experiențele tale remarcabile la Steaua, în Ghencea, cu trei titluri de campion, cu participările în Champions League, în grupe. Sunt oameni acum, steliști, care s-au întors pe noul stadion Steaua, în Ghencea? Mihai Stoica, de exemplu, sau alți oameni care acum, de exemplu, sunt la FCSB sau, mă rog, suportă steliști și spun că n-au mai regăsit magia templului fotbalului românesc, cum se numea. Adică, ok, e un stadion foarte frumos acum, dar nu mai ai același sentiment pe care l-aveai ca stelist atunci când mergeai în Ghencea. Păi sigur că pe lângă arenă, ea trebuie să fie dublată și de miză, de spiritul sportiv. Dacă nu există echipă la același nivel cu frumusețea stadionului, normal că nu te regăsești încă, dar asta poate fi momentan, adică lucrurile se pot schimba în următorii ani. Dar în acest moment, cam acesta este sentimentul atunci când intri în Ghencea, că nu pare casa performanțelor de acum 20 de ani. Asta este... Mi-aduc aminte ce tumult era când jucați voi în Champions League, de exemplu. Da, era... Parcă se oprea efectiv acea parte a orașului, într-adevăr. Repet, acum sunt și alte forme de distracție și lumea s-a mai schimbat, dar fotbalul în continuare captează și peste toată lumea... Spune că la nivel mondial fotbalul e chiar în ascensiune. E în ascensiune, acum e adevărat, și senzația se regăsește poate mai mult peste tot în lume. Sperăm să ajungem și noi să ne reconectăm la fotbalul ăla. Anul acesta am văzut o creștere a mediei suporterilor, deci... Poate ușor creștem. Nu sunt spectaculoase pentru că încă nu, fundamental, încă nu s-a intervenit. Da, e oricum remarcabil dacă în acest sezon vedem un fenomen care nu s-a mai întâmplat în ultimii, nu știu, 15 ani. Exact. Da. E ceva de remarcat aici. Probabil că dacă în prima fază a fost un deserviciu faptul că echipele mari din Europa ne-au venit în casă prin televizarea în fiecare săptămână a echipelor mari și mulți dintre tinerii suporteri s-au dus direct către cluburile mari, totuși este și o putere a exemplului pentru cluburile noastre și suporterii atunci când nu pot atinge strugurii aceia foarte dulci din top 5 campionate, încearcă să-l regăsească și aici. Și poate de aici este și dorința mai mare a suporterilor să repopuleze tribunele. Aminteam de acele participări ale voastre în Champions League la care tu ai contribuit. Nu au fost niște... să zicem, treceri pe acolo. Voi ați obținut niște puncte importante. Din ce mi-aduc aminte, ați strâns într-o campanie... 6 puncte în primul an, dar erau echipe dificile în condițiile în care, de exemplu, în 95-96, în grupă era Juve și Dortmund, care câștigau Champions League una în acel an și una în anul următor. Jucau finala. Apoi, să zicem, cea mai slab cotată echipă din grupă era Glasgow Rangers, care în urmă cu o lună, în turneul din vară din Londra, ne-am vins cu 4-0. Da, și la care jucat, de exemplu, Brian Laudrup, care a fost pentru Paul Gascoigne, avea o echipă bună. Este la fel de adevărat, pentru că așa este corect față de tânăra generație, să spunem că fotbalul s-a schimbat puțin, s-a redimensionat. În momentul în care au intrat foarte mulți bani,
S-a industrializat, iar cluburile mari au investit foarte mult și n-au mai lăsat la voia întâmplării. Înainte, un jucător foarte talentat putea să ajungă la un nivel chiar și internațional. În acest moment nu se mai poate, pentru că dacă nu parcurgi un anumit traseu de la 12 până la 18 ani, e ca pilotul de Formula 1, care trebuie crescut până ajunge pe monopost. Nu mai poți să zici, stai că eu conduc bine și mâine sunt la Formula 1. N-ai nicio șansă. Așa se întâmplă și în fotbal. Dacă vrei în top 5, repet, dacă te uiți puțin, zici că sunt frați, toți sunt sculptați la fel, sunt bine antrenați din toate punctele de vedere, bine educați din punct de vedere fotbalistic și diferența o face într-adevăr unul care are un grad mai mare de generalitate și, eu știu, de valoare. Dar, în principiu, e o bază în care, la care toți, în care toți sunt. Din păcate, noi exact acolo avem probleme. Adică, mă refer la partea fizică, în primul rând, la sensibilitatea asta mentală de a reuși să trecem pentru momentele dificile. Adică sunt încă multe aspecte pe care cred că metodologia noastră nu reușește să le cuprindă și aici văd eu o problemă, dacă mă întrebi. Apropo de băieți pe care nu mai reușim să-i introducem la un nivel atât de ridicat, cum spuneai tu mai devreme, top 5 campionate și așa mai departe, și să fie la niște echipe care să conteze, mai ales când vorbim de jucători care pleacă din campionatul nostru. Florinel Coma mi se pare cel mai ofertant jucător, să zicem, acum din campionatul României. E un mister că el, deși înțeleg că are o clauză de reziliere a contractului de 3 milioane de euro, nu a fost luat de vreun club din străinătate. Crezi că este pregătit pentru a face saltul la un nivel, să zicem, semnificativ? Cel puțin este printre cei mai pregătiți din campionatul nostru. Până nu va demonstra, nu știm dacă este, dar așa pare, mulți dintre parametrii săi sunt la un nivel foarte bun. Iată că au fost ceva probleme legate de comportament, trebuie să reprime aceste gesturi și aceste răbuvniri. Poate trebuie să mai umble puțin în ceea ce privește, nu știu, faza defensivă, dar în principiu pare un jucător construit să poată facă față fotbalului din Occident. Acum depinde la ce nivel, e foarte important să existe o chimie și acolo unde ajunge și să fie primit cu bine și el să se integreze, pentru că e foarte important nivelul de a se adapta. Aici, iarăși, nu putem avea predicții până nu îl vedem acolo. Sunt jucători care, și avem multe exemple în campionatul nostru, care aici se simt ca acasă, în anturajul lor și dau totul. Afară, nu știu, devine un soi de izolare, de introvertire în care nu mai pot da măsura talentului lor și se întorc ca porumbelul. De cum porumbelul? Ca porumbelul care tot făcea drumul între Ghencea și Bacău. Da, da, da. Eu făceam din motive medicale, pentru că eu am avut parte de două accidentări de aproape un an fiecare. Wow. Și de asta mă întorceam, care nu cred că ar fi trebuit să mă întorc. Dar e bine că nu am cedat și am folosit acea perioadă de accidentări și am încercat să învăț câte ceva. Aș vrea să te întreb cum a fost experiența pentru tine și îți spun cum a fost pentru mine când te-ai întâlnit în Ghencea cu acest monument al fotbalului stelist și al fotbalului românesc în general, care este Marius Lăcătuș. Eu când am avut ocazia să fiu la Clubul Steaua pe parcursul stagiului militar, pe atunci încă era obligatorie armata, am avut o primă intersecție cu Marius Lăcătuș acolo la club și când m-a văzut mi-a zis ce bip, bip faci pe aici. Și m-am panicat, mamă, era de bea începutul perioadei, ce mă fac, voi fi terorizat în toată această perioadă. Și când i-am spus lui Dan Dumitrescu, care era ofițer de presă, ce-o fi având cu mine, de ce cum așa ți-a zis, m-a întrebat, dar înseamnă că te simpatizează, că ești fratele lui, că el numai celor apropiați li se adresează așa. Adică era o urare de bun venit, dar în stilul lui așa mai neconvențional. Cum a fost pentru tine să interacționezi, tu fiind tânăr, foarte tânăr, să interacționezi cu un asemenea personaj uriaș? Păi o să încep tot cu o întâmplare de genul pe care ai povestit-o tu. La fel făcea cu cei care iubea foarte tare, înainte să intre pe trenare, îi dădea câte o palmă în spate, așa să-l trezească. La început, sigur că te sperei, apoi am realizat că era o formă de dragoste de-a lui și de a te trezi să fii la cel mai bun nivel. Așa te iubește fiara, până la urmă, nu? Da, da, da. Acum, generalizând puțin, este
fabulos pentru un tânăr jucător să ajungă să joace cu idolii din copilărie. Indiferent la ce echipe joacă, pentru că atunci când ești copil, chiar dacă susții, să zicem, o echipă, nu poți să nu apreciezi fotbaliștii mari de la alte echipe. Mai ales că îți dorești și tu să ajungi. Și am avut mulți jucători care mi-au plăcut extrem. Mă refer la Sabău, la... plăcea Mateuț, Lăcătuș, Ilie Dumitrescu, Stelea îmi plăcea cum apăra. Și cu unii dintre ei ai apucat să joci, dintre cei pe care i-ai numerat. Exact. Lupu la Rapid am jucat și a fost un sentiment special atunci când jucam cu ei în echipă. Iar Lăcătuș pot spune că este unul dintre jucătorii care mi-a marcat acomodarea la Steaua și nu numai mie, pentru că era un tip senzațional. Adică dacă ar trebui să numesc un jucător care ar fi trebuit să joace la cel mai înalt nivel mondial și totuși n-a stat acolo din vari motive, ar fi Marius Lăcătuș, pentru că era efectiv complet, din toate punctele de vedere, foarte puternic mental, stăpânea, avea un bagaj tehnic, cred că putea joace pe orice post. Era un lider, deci era foarte, foarte bun, este unul dintre cei mai mari jucători cu care am jucat și sigur că am fost privilegiat pentru că cu Marius am fost și coleg, apoi mi-am fost antrenor, apoi eu am fost director sportiv, el era antrenor, acum suntem și colegi și la analist sportiv, deci îți dai seama că tot timpul ne-am intersectat și nu e vorba mai de el pentru că mă întâlnesc și cu Stelea, Prunea, Dăncilescu, Bratu, toți foștii colegi din carieră și ajungând de unde am plecat, este extraordinar să reușești la un moment dat să te schimbi și să joci, să te lupți pentru obiective exact cu cei care tu îi vedeai când erai la televizor. Da, în vestiar, de exemplu, să ajungi să fii alături de Marius Lăcătuș și alte nume pe care le-ai pronunțat e ceva special. El era clar liderul ăsta, era mai dur așa cu echipierii. Cum simțeai la meciuri calitatea lui? Când erau meciuri acestea importante, calitatea lui de lider în vestiar, pe teren? Apărea în momentele importante, dădea o formă de o pastilă de curaj așa în timpul meciului, adică erau faze, de exemplu, când, să zicem, așa în timp real spun, când erau, să zicem, doi fundași în fața mea. Și știi că atunci imediat bagi în computer ce fac, dau pasă, îmi driblez unul și el dădea peste cap și zicea, hai, du-te și ia-i la dribling. Și parcă prindeam zbor și ziceam, băi, știu că dacă mi-a zis el, pot să mă duc să-i driblez. Și de multe ori reușeam să-i driblez pe amândoi. Și așa mai departe. Deci apărea în momentele importante, mai ales că era la finalul carierei, căpătase și el o anumită înțelepciune, pentru că, sigur, că a avut și el perioadele lui în care n-a făcut cele mai bune lucruri, nu știu, a făcut un faul celebru la un moment dat, a mai luat câte un roșu, adică a avut și el păcate lui pentru că nu suntem perfecți. Dar în momentul în care depășise granița de 30 de ani, era fotbalistul complet și a fost extrem de util pentru Steaua și a adus un aport important la acele performanțe. Ai pomenit de Ioan Ovidiu Sabău. Era mijlocașul meu preferat. Mi-a plăcut, adică în dreapta eu am avut doi mari favoriți, să zicem așa, pe partea dreaptă, în istoria mea de suporter, Ioan Ovidiu Sabău și Denis Șerban. Au fost jucători care m-au fascinat. Da, și cu Denis am jucat. Și apropo de experiența ta cu Ioan Ovidiu Sabău, el este o persoană total opusă față de Marius Lăcătuș, așa, ca stil. Da, dar la fel de sfaturi utile. Uite, cu culmea, că și cu Nelu Sabău am stat în cantonament. De regulă aveai colegul de cameră clasic, dar se mai schimbau dacă cineva lua roșu și mi-am duc aminte că am stat la Scontoriga când am jucat cu Rapid, chiar cu el în cameră și seara mi-a zis, cum o zice el, delicat, că sunt așa, că îmi doresc, dar vreau să tragi mai mult la poartă. Hai, încearcă mâine să tragi la poartă. Și am dat cel mai frumos gol al carierei a doua zi. Știi, că am dat la poartă de la 20 ceva de poartă. Nici el nu dădea foarte mult la poartă. Dacă te uiți în cifrele lui, a marcat foarte puțin. Și da, sigur că transmitea asta tinerilor jucători. A marcat când trebuia. A marcat când trebuia, avea un alt rol. Că trece prin minte partida cu Danemarca. Și la Dinamo a făcut multe meciuri bune. Și meciul acela cu Italia, când batem Italia în 89 la Sibiu. Da, da, nu, acolo a fost senzațional. Adică un jucător extraordinar, da. Da. Dar și el, apropo de probleme pe care le-ai spus tu, și el a avut niște probleme în acestea fizice care l-au stopat. Cum ar fi fost oare să fim la Mondial din 94 și cu el pe teren? Așa este. La cât de bun era. Era unul dintre cei mai buni mijlocași din Europa în momentul ăla. Da. Da.
Ioan Ovidiu Sabău și Marius Lăcătuș, două mari absențe de la Mondialul din 94, cu ei într-o formă maximă, probabil că am fi reușit până la urmă să ajungem la semifinala aceea de vis cu Brazilia. Da. Am ajuns și la experiența ta din Giulești. Cum erau comparativ George Copo și Gigi Becali? Sigur că cu Gigi Becali ai lucrat ulterior, da, nu ca jucător. Nu ca jucător, da. Dar cum a fost experiența cu ei așa comparativ? Pentru că au fost două personaje care au marcat istoria post-decembrie a fotbalului nostru. Până la urmă, cel mai tare meci intercluburi din istoria noastră, acel Steaua Rapid, a fost între ei doi. Sau, mă rog, ei ca lideri. Bun, era o plăcere să lucrezi cu George Cosmo, mai ales că el era printre primii care a introdus stilul ăsta corporatist de a conduce un club. Eram obișnuiți într-un alt mod. Iar dânsul a venit cu un concept care se folosește în afaceri. Era un om de succes în afaceri și cred că a funcționat. Adică eu cred că și-a adus aportul la dezvoltarea ligii întâi, nu mai spun, al Rapidului. N-a fost deloc dezagreabil. Sigur că momentele mai puțin plăcute erau când nu vrea să plătească. Da, dar s-a născut această legendă cu zgârcenia lui. Da, am fost și eu atins de ea, dar peste ani se uită lucrurile astea. Adică erau momente când cu zâmbetul pe buze zicea că numai mie nu mi-a dat banii, că n-au mai rămas sau ceva de genul. Dar nu te puteai supăra sau te supărai atunci, dați-ai seama, după 20 de ani nu te mai gândești la partea asta. O iei sub formă de râs și rămâi cu lucrurile bune, pentru că au fost multe momente frumoase și în Giulești. M-am simțit. Am trăit o astfel de experiență, cum este cea pe care o spui tu, la Ierusalim. La mormântul sfânt era o coadă uriașă, dar exista această opțiune să intri în față dacă plăteai o taxă. Yes. Și taxa asta, culmea, că deși este cel mai important loc pentru creștinătate... Nu plătește nimeni. Nu, taxa aceea o plăteai unor musulmani. Era, acolo zona aceea era administrată de musulmani. Păi ce ortodox să-și asuma treaba asta, să fac acolo afacere. Da, mă rog, da, dar mi se pare interesant acest paradox. Și George Copo, sigur, n-a stat la coadă și a intrat pe acolo, pe la cei care au această disponibilitate să plătească. Și când a ieșit de acolo, mergeam cu el și am văzut în spatele nostru alergând niște arabi foarte furioși, înspăimântători erau. Ei și când îți spun, cred că te iubesc, pare așa un pic, dar... Dar nu generaliza, că sunt și arabe, ok? Nu, vorbesc de caracteristica limbii și de felul cum da, sunt și astea. La asta mă referam. Deci nu, că nu strigă la tine așa este. Da, au un stil de a vorbi, la asta mă referam, da. Da. Și știi că e un actor faimos de stand-up care are un număr despre cum anumite limbi predispun la distribuirea unor personaje negative în filmele de acțiune. Adică un rus sau un arab sunt foarte autentici. Adică nu poți, are el o teorie foarte frumoasă, nu poți să pui un indian să joace un rol negativ. Da, vine un indian și îi spun Trevor Noah îl cheamă și nu poate indianul să vină să spună vă distrug lumea acum, am pus 3000 de bombe și o să sară toate în adagul. Nu, ai dreptate, da. Indienii au așa un stil de a vorbi. În timp ce un arab sau un... Deci numai la limbaj mă referam. Da. Felul în care sună caracteristicile exact, limbii, știi? Numai la asta mă referam. Aici și arabii aceștia erau și supărați, deci suna și mai înfricoșător, știi? Și alergau așa, mari, nu știu ce, cred că aveau și arme. Și parcă așa mi-aduc aminte, că au trecut mulți ani de atunci. Și m-am întors cu Copos și ei nu se complicau să vorbească în englezește cu noi. Ne ziceau pe arabă chestiile pe care îi deranjeau pe ei și am înțeles totuși că George Copos nu plătise. Adică ce ți-a zis ei? Păi, deci el a intrat pe acolo prin față, era destul de scump probabil, că, da. Așa, și nu plătise. Și aia nu le venea să creadă că le-a dat unul țeapă, știi? Da. Și făceau foarte urât. Și el a făcut schema aia, mă, pe care o făcea deseori, probabil v-a făcut-o și voi. A scos buzunarele și arăta că n-are niciun ban. Știi că el obișnuia să facă chestia asta. Scotea buzunarele la pantaloni și arăta, bă, n-am nicio... A făcut deseori, în tot felul de evenimente. Era o imagine clasică, probabil că... Și a funcționat? Și normal că n-a funcționat, nu interesa pe ea că n-avea bani, el intrase pe acolo.
Și au fost câteva secunde foarte tensionate. Eu nu eram vinovat, că eu nu intrasem pe acolo pe față, dar ziceam că poate mă iau la grămadă, știi, cu copos, așa, nu știu ce. Și a apărut în cele din urmă un consilier de-ai lui și a plătit. Da. Și câtă ușurare am simțit, știi, dar au fost câteva momente în care m-am zis. Apropo de asta ce povestești și tu cu zâmbetul pe buze, așa, cu un pic cinic, așa le-a zis și arabilor, știi, că nu are așa, cum ți-a zis și ție, s-au terminat banii la tine. Exact. Numai că tu aveai puterea de a păi nu, dar era o situație când... În timp ce arabii n-aveau această... Ne vedeam la ProRapid și ne reîntâlneam cu reprezentantul clubului la comisii și la... Dar sunt detalii care, repet, le uiți cu timpul, așa e normal, că dacă ne încărcăm cu toate lucrurile astea... Nu, sunt și lucruri foarte frumoase din acea perioadă și, repet, la Rapid am fost o surpriză plăcută pentru mine, pentru că mi-a fost teamă de reacția suporterilor. Pentru că tu jucase la Steaua. Exact. Și în prima fază, vreo lună de zile, chiar mi-a fost greu. Dar cu timpul au priceput că când fac meseria și am avut și noroc că am făcut vreo două partide bune și una chiar în Ghencea, când am câștigat cu 3-1. Și în momentul ăla am fost unul dintre favoriți, într-adevăr, și m-am simțit foarte bine. Acum mă duc cu plăcere acolo. Chiar acum am fost la meci nu de mult Petrolul cu Rapid și am trecut prin mijlocul galeriei lor și foarte frumos s-a comportat. Chiar am o relație bună. Mă duc și la meciuri din acestea cu legendele, adică da, pot să mă simt bine. Ei au reușit câteva din cele mai mari performanțe din istoria lor, rapidiștii, cu mulți dinaoviști, cu multe legende dinaoviste. Da. Senzația este că totuși parcă pesteliști i-ar accepta un pic mai greu decât pe dinaoviști. Apropo de ce povestești și tu, cu cazul tău particular? Sau? Poate n-au fost mai mulți, pentru că fenomenul ăsta cred că se întâmplă și pentru că în momentul când aveai succes în Ghencea, nu mai vrei să rămâi în țară și plecai în străinătate. Cred că mai mulți jucători de la Steaua sau actual la FCSB mai degrabă au plecat mai departe în străinătate și n-au mai rămas aici. De la Dinamo a fost o dinamică mai mare de jucători și probabil mai mulți și-au făcut locul și la Rapid. Nu știu, poate să fie și asta. Că nu cred că e ceva structural așa, pentru că suporterii în prima fază au o reacție. Dacă ei văd ceva ce își doresc să aibă, atunci nu există nicio problemă. Adică eu asta am observat. Nu. Atunci... Și e foarte important comportamentul jucătorilor, ca să le spun și la cei tineri. Adică niciodată să nu te duci la un club să înjuri pe cei unde ai fost sau pe cei viitori sau pe cine vrei tu. Nu, pentru că nu știi cum se schimbă. Ai avut un astfel de incident. Eu n-am de avut. Curând. Nu, de curând am citit despre experiența pe care ai trăit-o la un meci de juniori. Nu, dar a fost cu totul altfel și l-am povestit atunci. Nu m-a jurat pe mine. Înjura o doamnă, înjura galeria oaspete, înjura echipa oaspete. Juca Steaua Dinamo la Under 19. Copilul, nu doamna, pardon. Și atunci eu i-am spus frumos copilului că nu e bine să înjuri, lasă-i să joace. Apropo de ce spuneai tu, că e bine să dezvolți această... Era un copil mic de 10 ani. Făcea galerie, chiar era foarte drăguț, dar la un moment dat a început să înjure, să vorbească urât. Și i-am zis, n-ai rost să faci treaba asta, lasă-i să joace, că nu contează acum. Obișnuiește să vezi lucrurile astea din fotbal, nu trebuie să înjuri. Și atunci a sărit mama lui și a avut o reacție la modul verbal așa, dar nu s-a depășit limite, adică a fost ok. Dar trebuie cumva să intervenim fiecare atunci când vedem, pentru că până la urmă copilul ăla va ajunge tot în galerie, probabil că am înțeles că și tatăl lui era tot om de galerie și poate ne mai schimbăm cu timpul. Ce importante sunt modelele. El la 10 ani deja avea astfel de reacții pentru că tatăl lui... Da, dar avea și partea bună. Adică eu n-am pomenit un copil să cânte jumătate de oră, știa toate cântecele și bine, foarte ok. Sigur. La un moment dat când ajunge la vârsta asta să aibă și astfel de așa, contează foarte mult modelul de acasă. El se poate edita. Apropo de modele, uite, îmi povesteau niște colegi că la un meci, cred că Steaua Rapid ceva de genul acesta, lângă ei... toți oamenii scandau, am avut și vom avea mereu boală pe... Și ei au văzut o situație opusă față de cea pe care ai trăit-o tu. Copilul s-a uitat către adulți cu care era, către părintele lui și așa mai departe și a zis, tati, dar noi de ce avem boală pe... Și taică și a zis, hai, bagă, nu știu ce, adică...
Tocmai acolo inocența copilului s-a văzut în această întrebare formidabilă. Dar noi de ce trebuie să... De ce scandăm lucrul ăsta? De ce avem, cum adică avem boală? De ce avem boală pe nu știu cine sau pe nu știu ce? Da, nu sunt în regulă deloc și m-aș bucura foarte mult să trecem la un alt nivel în susținerea echipelor. Pe de altă parte, o înjurătură la stadion, nu știu, adică m-am setat așa, nu e ca și cum te-ar înjura cineva pe stradă. Adică, de multe ori, înjurătura aia cu steliștii și cu familia și cu nu știu ce, o iau așa, ca, adică nici măcar nu mă mai afectează. Nici nu prea are logică. Că venim vorba, pe mine m-a fascinat totdeauna de ce cu toată familia, nu știu cui îți dorești, familia e alcătuită din persoane atât de diverse. Adică mi se pare o stufizenie până la urmă. Și jurăturile acestea parcă totuși trebuie să aibă o noimă, dar... Acum zicea cineva, da, dacă ai ști și afară, când vezi ultra și aia și ți se pare că cântă frumos, dacă știi ce jurături spun și aia, bun, s-a întâmplat și treaba asta. Da, dar sunt locuri în care nu se întâmplă. Adică în Anglia sau în Germania... Da, mai degrabă cântă. Nu înseamnă că sunt de acord. Sigur că și acolo se înjură pe stadion și în Anglia și în Germania, dar cântecele galeriilor sunt, adică ce cântă ei pe parcursul meciului sunt cu totul altfel decât cele din România. Putem evolua. Numai că noi suntem mai apropiați de italieni. Unde e adevărat, dar putem să ne schimbăm cu timpul, că s-au schimbat puțin lucrurile, lumea și poate ar trebui să intervenim și la treaba asta. Da. Dar ce implica, să știi, ca o formă de protecție care nu suferă foarte mult. Adică am fost jucători și înjurau mii de oameni. Din potrivă, îi transformi într-o motivație și joci mai bine. Adică noi cel puțin așa. Da. La Rapid, de exemplu, liderul de galerie este o instituție acolo. De când mă știu, Mincea, de exemplu, eram fascinat cum ei stăteau atunci la tribuna a doua, suporterii Rapidului. Și deși tribuna era mult mai mare decât acum, tribuna a doua, la vechiul stadion Rapid, mă, nu știu, Mincea, deși era unul între mii de oameni și nici nu era foarte înalt sau așa, mă, îl vedeai acolo, era ceva incredibil, așa, îl distingeai între foarte mulți oameni, avea așa o energie specială. Da, păi și... Pe vremea ta, Corsicanu, cred că era liderul de galerie. Nu, cred că am prins un pic și pe Mincea, nu mai știu. Dar poveștile astea sunt valabile la toate echipele. Mi-aduc aminte și la Steaua, unde erau suporteri mai mulți. Jean Pavel era. Fiind stadionul mai mare și la fel te împingea către succes, dar erau câteodată, nu știu, erau 10, 20, 30, poate 27, cât era maximul. Și la un moment dat l-auzi exact pe ăla care zicea: moldovene, iar ții mingea și nu mai dai pase sau nu știu, știi, din atâția oameni. Din tot peisajul ăla. Da. Aveam pe unul care l-a terminat, nu știu, cred că i-am... Te ținea în chestia asta. Apropo de moldovene, ia-ți mingea și nu știu ce. A fost o scandare faimoasă în acea epocă în care jucai tu, campioni europeni umiliți de moldoveni, pentru că a venit chiar Bacăul și a bătut-o cu 5-1 pe Steaua, chiar în Ghencea, ceva șocant. Mi-aduc aminte că Daniel Scânteie atunci a reușit să marcheze pentru Bacău. Sigur au fost mai mult marcatori, dar de el mi-aduc aminte. A luat roșu Daniel Prodan. Da, eu eram la Steaua atunci. N-am jucat meciul ăla, dar eram acolo și într-adevăr a fost o mare surpriză. Ideea este că noi, cei care am suferit la meciul ăla pentru că am pierdut, l-am legat cu o performanță extraordinară după 3 zile. Că am reușit să învingem FC Bruj în calificările pentru Champions League, pentru grupe. Și atunci a fost ca o înfrângere, ca un duș rece care ne-a prins foarte bine. Și s-a uitat imediat. Probabil că lăsa mult mai multe răni dacă nu venea meciul ăla la 3 zile. Dar așa, toată lumea a zis, a fost perfect că am reușit. Mai ales că am câștigat și campionatul la sfârșitul anului. Deci, parcă n-a contat. Am comentat meciul acela de la Bruj. Când 2-2 la ei 2-2, acasă. Da. Primul meu meci e comentat din străinătate. Și... nu pot să uit, deci ce goluri a putut să marcheze Adrian Ilie, 2 capodopere și ambele din pase minunate ale lui Marius Lăcătuș. Adică a fost așa o poveste ca în filme. Da. Când vezi astfel de lucruri în filme, zici, cam exagerează, cam prea îi scot pe ăștia în relief. Dar pasele alea lui Lăcătuș, deși au trecut zeci de ani de atunci, nu-mi ies din cap și de asemenea finalizările lui Adrian Ilie, fantastic. Da, Lăcătuș, spre sfârșitul carierei, devenise foarte bun servant. Chiar dacă cei mai în vârstă îl știau ca o extremă veritabilă, cu viteză și agresivitate. La un moment dat, când sigur a pierdut din viteză, dar viziunea jocului a devenit mult mai importantă și pasa decisiv foarte bine. Adică cred că avea foarte multe pase decisive pentru că avea o tehnică foarte bună. Da, să vezi cum sângele apă nu se face, apropo de moldovene, nu știu ce.
Atunci Denis Șerban era la începuturile lui la Steaua, tocmai ce venise de la Farul Constanța, da. Și sigur am suferit pentru că eu eram fără și ne-au luat o perlă atunci, ne-au luat Steaua, dar asta era cum toată lumea visa, corect. Toți fotbaliștii visau să ajungă la Steaua. Da. Și când am comentat meciul, de foarte multe ori când mingea a fost la Denis Șerban, i-am zis ex-constanțeanu. Mai așa e. Și mi-a zis Călinescu, Florin Călinescu după aceea. Băi, dar m-a exasperat cu ex-Constanțean. Dar eu nu-mi propusese să spun lucrul acesta, dar vezi ce înseamnă? Deci asta era impulsul meu să-i spun așa, pentru că încă îl percepeam ca fiind de-ai mei și că, da, suferisem că da. Plecase la Steaua. Da, da, da. A fost fotbalist foarte bun. Da, deci tu ai fost un driblor foarte bun. Dar pentru mine el a fost cel mai mare dribler pe care am văzut în fotbalul meu. Adică, nu știu, Hagi să fie pe acolo. Hagi sigur că a avut un milion de calități. Avea o tehnică în regim de viteză foarte bună. Felul în care Denis Șerman stătea în fața lui și putea, chiar dacă stăteai în fața lui, erai hai. Și tot pleca pe lângă tine și na. Era foarte iute, da, cu mingea. Da, avea o zvâgnire aceasta. Da, da. Și el a jucat, dacă nu mă știu, nu la Rapid, că am jucat și eu la Rapid. Da, da, da. Și el a venit la Rapid. El a jucat la toate astea trei mari, a jucat și la Dinamo. A jucat și la Dinamo. Iar golul ăla pe care îl dă, deci mie mi se pare că ăla este cel mai subapreciat gol din istoria fotbalului din prima ligă. Da. Că el era la Dinamo, era 0-0, final de meci. În apărarea stelei erau Goian, Ghionea și Rădoi, toți trei erau pe teren, deci toată floarea cea vestită a apărării stelei. Mă, și el, că e vorba asta, că te driblează într-o cabină telefonică. El pe ăștia trei a driblat chiar într-o cabină telefonică. Și marchează golul care Dinamo bate pe Steaua cu 1-0. Ăla mi se pare un gol, este cel mai subapreciat. Se vorbește prea puțin despre minunăția aia pe care... Și au fost multe faze. Mi-aduc aminte, nu știu dacă se aduce aminte, un meci cu Rapidul, la fel, care i-a driblat pe toți, dar a dat pe lângă poartă, nu știu. Și n-am mai văzut Paris Saint-Germain a făcut ceva de genul acesta. Atunci a făcut foarte... Când am câștigat aici, i-ați și bătut, da. Da, da. După aceea au apărut speculațiile alea. Au apărut speculații. N-au apărut... Nu vrei să vorbim despre speculațiile alea? Păi nu am explicații pentru speculații. N-ai explicații pentru speculații? Da. A apărut acea legendă că ați vândut meciul retur de la Paris. După ce ați avut, i-ați bătut pe teren cu 3-2, vi s-a dat 3-0 pentru că Laurent Fonie a intrat fiind suspendat. Da. Și la retur v-au bătut cu 5-0. Și dacă, nu știu dacă știi că te-a bătut un bunic atunci. Păi eu eram în tribună, nu m-a bătut nimeni. Aha. N-am v-a bătut atunci un bunic, Rai a devenit bunic la 33 de ani. Și v-a bătut. Ne-a bătut, da. Era foarte bun Rai. Da, era cel mai tare bunic care a existat vreodată în fotbalul exact. Mondial. Ai lucrat cu Edi Iordănescu, apropo de nenumăratele tale experiențe ca jucător, ca manager, ai lucrat cu el la Pandurii. Când a fost numit selecționer, au existat foarte multe contestații față de el, față de tine, pentru perioada voastră petrecută la Pandurii. Cum ți se pare răspunsul lui prin această calificare la Euro? Eu eram sigur că ea o să apară. Problema este că presiunea este la cel mai înalt nivel la echipa națională și nu știam dacă va fi susținut până la capăt. Din fericire pentru el... Eu am avut această intuiție că el, chiar dacă va... Înainte să... Adică când a semnat contractul. Că el, chiar dacă o va zbârci cum s-a întâmplat în Nations League, va fi păstrat. Și de aceea n-am înțeles rigiditatea lui Laszlo Belloni în privința acelei clauze cu Nations League. Pentru că eu eram convins că și cu Belloni ar fi avut, dacă ar fi arătat măcar un pic în joc, o scânteie, un progres acolo, chiar dacă rezultatele nu erau, chiar dacă nu se clasau pe primele două locuri în grupă, ar fi fost lăsat și pentru preliminare. Și iată că intuiția mea s-a confirmat ulterior. Bine, Belloni avea alt statut și când ai altă vârstă și un alt statut, probabil că negocierea arată altfel. Edi, clar că avea mai mult nevoie Edi de echipa națională decât avea echipa națională atunci, dar cei care au lucrat cu Edi știu că e o chestie de timp ca el să ajungă la succes. Are totuși niște nevoie de anumite lucruri de care nu se poate lipsi. Mă refer la o stabilitate din toate punctele de vedere și emoțională. Îi place să fie alături, să îl susții, apoi sigur are nevoie de o logistică, o infrastructură corespunzătoare, pentru că nu e un tip care nu e un tip comod, adică tot timpul provoacă pe cei din jur să facă rost de diferite lucruri pentru a-și îndeplini obiectivele.
Dar în condițiile în care e oferită această platformă, el merge la succes. Și ceea ce spune acum poate confirma oricine care a lucrat cu el. De aceea, eu eram sigur că el este capabil. Important era dacă conducerea federației rezistă presiunii de a schimba selecționerul, pentru că presiunea a fost enormă și e și normal. Este echipa națională și e normal să fie așa, mai ales că el prelua prin această poziție și animozități îndreptate către conducerea federației și normal că era mai greu de să le susțină. Dar uite că au reușit împreună și ăsta e un lucru, ăsta e un lucru bun pentru el. Este ceva care îl va ajuta toată cariera de acum încolo. Cum ai privit acele acuzații care au fost aduse în momentul în care a semnat cu echipa națională că ajunge acolo doar pentru că tatălui are conexiune în lumea politică? Ideea știi care este că el de la începutul carierei, indiferent că a fost jucător sau a fost antrenor, a creat suspiciuni din punctul ăsta de vedere și de cele mai multe ori false. Lumea are idei preconcepute. Văd, de exemplu, la un alt nivel, pentru că eu n-am fost la valoarea lui Anghel Iordănescu, dar văd cum se comentează, de exemplu, evoluția lui Justin, băiatului meu. Și numai a mea, toți foștii fotbaliști care au copii, clar că sunt avantaje și dezavantaje atunci când ești băiatul lui Anghel Iordănescu. Ai o grad de mediatizare, o atenție, poate și un comportament din partea tuturor la un alt nivel. Dar este și reversul medaliei, unde ștacheta este ridicată foarte sus și dacă nu reușești să te apropii de ceea ce a reușit tatăl, te topește presiunea asta publică, răutate, poți să-i spui, că sunt și oameni care văd cu dragoste faptul că, iată, fiind băiatul Anghel Iordănescu, care o fi milionar și a câștigat atâtea trofee, nu stă cu narghileaua toată ziua și stă câte 7 ore să analizeze un adversar. E, lucrurile astea, unii le văd, oameni inteligenți, dar sunt și oameni rătăcioși care una, două pun diagnosticul. E băiatul lui Anghel Iordănescu. Iată că băiatul lui Anghel Iordănescu a reușit să demonstreze că nu... Sigur, există ajutor și în partea tatălui, pentru că ei ajutese la un moment dat exact în extrema ailaltă. Și toți apropiații spuneau, e normal să zici că nu te ajuți de tatăl tău. Păi cine n-ar vrea să fie tatăl lui Anghel Iordănescu, iar el să fie antrenor? Normal că trebuie să te ajuți. Are războiul ăsta, dar, repet, este un lucru cu care se luptă orice băiat de fost fotbalist. Tu ai avut, de asemenea, grijă să te pui bine cu oameni importanți în societatea noastră. Ești la Naționala Procurorilor. Păi de ce pui așa? Poate ei au vrut să se pună bine cu lumea fotbalului. Am glumit, apropo, de ce discutam mai devreme. A fost confirmat, am locul 5 la mondiale. Tu mai vreau să remarc că, ok, suntem campioni mondial la minifotbal, dar mai avem performanțe și cu alte naționale. La Victory Cup suntem campioni. Deci, dacă mai câștigăm un meci, procurorii, cine mai fac parte? Procurori, avocați, judecători. Toți cei din lumea justiției. Și polițiști. Da. Dar procurorii își dau pase cu avocații, că mă gândesc că... Își dau pase, da. Își dau pase. Pentru 90 de minute am stabilit că nu contează ce facem de dimineață până la ora 4. Mă gândesc că e mai greu să se inițieze vreo cercetare în privința ta acum, dacă ești liderul național. Nu, să știi că din experiența mea am văzut... Ăsta este un subiect și nu e vorba doar de mine, pentru că mulți au impresia atunci când ești prieten cu o persoană importantă dintr-o structură de forță sau din politică, ai o imunitate deosebită. Nu, să știi că dacă faci o infracțiune importantă, nimeni nu te scoate din belele. Sigur că poți să ai parte de niște sfaturi, poți să ai niște recomandări să fii la... ai parte de un apel. Eu zic să pleci în seara asta din țară, că de mâine nu știu ce se întâmplă, știi? Mă gândesc. Dar să scapi efectiv dacă tu nu ți-ai văzut de treaba ta, e mai greu. Și nu acesta a fost scopul pentru care am acceptat propunerea lor. Și să știi că mă simt foarte bine pentru că proiectul ăsta s-a rostogolit așa și s-a creat un fenomen. Mă refer partea asta sportivă a activităților, că sunt oameni. Sigur că în viața de zi cu zi au provocările lor, dar după program sunt oameni, au jucat la juniori, iată, suntem în al doilea an în care s-ar putea să, adică e foarte probabil să câștigăm campionatul la Victory Cup, unde avem adversari foarte importanți, nu știu, echipe cu Herea, Bănel Nicoliță, Gerardo Alves, Petre Marin,
și așa mai departe. Sunt foarte multe echipe bune și noi suntem campioni, am titlă și vom câștiga și anul ăsta, sunt convins. Am fost la turneurile finale din Europa și ne-am prezentat foarte bine. Și eu cred că este o formă frumoasă de a ne petrece timpul liber, dincolo de, repet, provocările profesionale a fiecăruia. Da. Noi până acum aveam un procuror în fotbal, un singur procuror, e vorba de Cornel Dinu. Acum însă, iată, auzim și de alții procurori care le au cu fotbal. Să știi că chiar le au, unii au jucat la un nivel bun și dovadă, iată, că reușim să câștigăm împotriva unor fotbaliști care au făcut performanță. Eu nici măcar nu joc toate meciurile, pentru că nu pot la ritmul lor. Sunt băieți tineri care aleargă, joacă bine și intru doar așa când vin fotografii să ies la poză, că rest... Trebuie să faceți cumva să interacționați și cu Cornel Dinu, să-l aduceți cumva în universul vostru, pentru că e firesc ca procurorul, așa cum Correct. A fost supranumit în fotbalul nostru, să ajungă la un moment dat o să în contactul național a procurorilor. O să-l invit la un meci. Da. Amintirea cea mai frumoasă, nu știu, cu ce tricou te-ai ales, de exemplu, din acele meciuri excepționale din Champions League? Erai vânător de tricouri? Nu eram foarte tare. Adică, în condițiile în care era o partidă unde n-am jucat bine sau echipa a pierdut mai urât, nu mă mai duceam să schimb tricou, mi se pare deplasat. Dar au fost situații în care am luat tricouri. Cred că cu Juventus am schimbat cu Paulo Sousa. Paulo Sousa, și da, am păstrat tricou, da, mi-a plăcut foarte mult. El a câștigat trofeul Champions League și cu Juve și cu Borussia, exact. Cu care... Exact. Cred că a fost o premieră, că a făcut-o 5 sezoane consecutive, a fost o premieră în istoria fotbalului. Exact, și apoi am prins curaj mai mult, că nu mai eram implicat fotbalist, pe pozițiile de management. Atunci am reușit să adun multe tricouri importante, nu știu, Raul, Totti, foarte mulți jucători, am multe tricouri care mă mândresc, normal, cu semnătură, personalizate și se bucură cei mici ai mei de ele, sigur. Da, amintiri foarte frumoase. Am mai povestit lucrul acesta, nu știu dacă îți face mare plăcere, dar trebuie să mai povestesc încă o dată pentru că este prea tare întâmplarea pe care am trăit-o. Cu tine, să zicem așa, invocat. Cred că 15 ani de la acest meci, 16 ani, am comentat un meci de pe Wembley, Anglia-Croația. Și eu cred că sunt mai mulți. Cam așa era, 2007, era pentru Euro 2008. Da, 16 ani, ceva de genul ăsta. Da. Și pentru nu mai știu cum era, deci Rusia putea beneficia de acel meci. Mă rog, era un meci decisiv pentru calificarea la Euro. Rusia putea beneficia, dacă croații cred că erau deja calificați la Euro și dacă încurcau pe englezi, rușii se duceau împreună cu croații, nu mergeau englezii. Deci un meci foarte tare. Foarte multe mașini acestea germane de top au plecat dinspre Rusia spre croați, ca un stimulent. Mă rog, au fost tot fel de povești în jurul acelui meci. Și Luka Modric era un necunoscut pe atunci. Încă era la Dinamo Zagreb, nu plecase în străinătate. Și eu atunci îl descopeream. Și l-am tot elogiat pe parcursul primei reprize. Deja am luase ochii, tot ziceam, mamă, cum e tânărul ăsta. El era la început, era un quasi necunoscut. Și la pauză primesc un apel de la colegul meu, Costi Mocanu, care îmi spune, băi, mai lasă-mă, mă, cu ăsta, nu mai lăuda atâta pe Luka Modric ăsta, că e un narcis rătucan până la urmă, știi? Și el se referea la faptul că, așa cum jucai și tu, și el la mijloc se agita mult, așa avea plete cum aveai tu și aveați o confirmare. Dar considera că nu fizică, exista o finalitate așa, adică doar și dribling. Dribla pe acolo, se agita, era foarte activ așa, dar probabil că asta vrea să spună Costi, că nu era foarte concret, da, da, da. Foarte multă zbatere care îți luau ochii așa, dar... Și eu am continuat să le elogiez, n-am ținut cont, poate și pentru că îmi plăcea și de tine ca jucător. Adică nu mi s-a părut că e ceva în neregulă dacă Luka Modric este un narcis răducan.
Și nici el n-a vrut să spună că era neapărat un jucător rău. Păi n-ai văzut cum a fost pedepsit? Că el... și... eu am devenit unul de cei mai buni prieteni ai lui și Modric a luat Balon de Aur. Asta vreau să mai adaug. Cum se termină povestea asta cu Luka Modric, care e un narcis de Dukan și uite, un băiat care a fost comparat cu tine, a ajuns câștigător al Balonului de Aur. Și voi ați ajuns să aveți o relație amicală foarte, foarte strânsă. Da. Da. Mereu când te văd, inevitabil îmi vine minte acest episod. Deci m-am întors mai scurt. Da, deși au trecut de mulți. M-am întors mai scurt. Știi când m-am întors? Când am plecat la Aston Villa cu Steaua, în avion, a fost și Emery Kenney. Și mi-a zis, Narcis, vreau de mâine să nu te mai cu părul ăsta. Și m-am dus și m-am dus. Atunci, de la Emery Kenney s-a întâmplat? Da. Dânsul m-a selecționat la unica mea selecție la echipa națională și îi port un respect deosebit, bineînțeles. Și când îți spune Emery Kenney ceva, ar cam trebui să... În filmul pe care l-a lansat David Beckham, povestește cum și-a tras și el o coafură din asta mai extravagant așa, și a acoperit-o cu o căciulă, pentru că tot așa Ferguson era o persoană în această patriarhală, așa o figură patriarhală și mai conservatoră. Da. Și când și-a dat inevitabil și-a dat căciula jos, că a început încălzirea de dinainte de meci. Și când l-a văzut Ferguson cu creasta, i-a zis nu se poate, nu se poate, deși meciul începea în câteva minute, i-a zis trebuie să faci ceva, să scapi de ea. Și s-a dus atunci înainte de meci și și-a ras-o în vestiar. Apropo de o poveste similară, da, că Ferguson un fel de Emery Kenney și... Păi, tot un câștigător de Champions League. Da, ce să-ți mulțumesc foarte mult pentru prezența aceasta în emisiunea mea la ProSport Live. Să ai o zi frumoasă în continuare și mult succes în continuare în activitatea ta. Mulțumesc, emisiuni plăcute în continuare. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că v-ați uitat la ProSport Live și vă invităm în continuare în aceste zile la astfel de ediții speciale. Numai bine!